Timp de 4 zile, organizatorii summitului și-au propus să îmbine întâlnirile oficiale cu întâlniri informale organizate pe domenii de activitate și interes, în care să se poată afla informații concrete direct de la oameni de afaceri sau de la autorități. Deschiderea summitului a avut loc vineri dimineață pentru românii de pretutindeni, mesajul fiind: dacă între timp acasă a devenit pentru dumneavoastră o altă țară, noi dorim să vă conectăm mai mult cu România, să putem fructifica oportunitățile, să facem lucruri împreună, care să dăinuie și să realizăm că România este a noastră și a urmașilor noștri. Moderatorii evenimentului au fost Marius Bostan și Felix Pătrășcanu, care au spus și povestea de patriot, au arătat unde s-a ajuns și au propus viziunea asupra nivelului următor. Mi-aduc aminte la începuturi, acum 4 ani când a început proiectul, și ne gândeam noi că vrem să aducem în țară în jur de 10.000 de oameni, să aducem fizic sau chiar mai mulți, să întoarcem români acasă, iar toți cunoscuții și prietenii noștri începeau să ne întrebe de fiecare dată câți oameni ați adus. Ne-am dat seama că lucrurile nu sunt atât de simple după 20 de ani în care ați locuit în țările de care v-au primit, unele dintre ele. Să puteți să întoarceți înapoi, să vă întoarceți înapoi cu totul, dar eu cred că e foarte important până la urmă toată, nu neapărat o întoarcere fizică în primă fază, ci cât să vă întoarceți privirea către țară, în țară în care are o mulțime de lipsuri. Iar România are o mulțime de oportunități și am spus-o de foarte multe ori, tocmai din cauza faptului că România are o grămadă de lipsuri. Sandra Pralong, consilier de stat, Departamentul pentru Relația cu Românii din afara granițelor, a venit cu un mesaj din partea președintelui României, Klaus Iohannis. Ea a avut un mesaj personal, fiind un român care a revenit în țară după o perioadă în care a locuit în afara granițelor. M-am întors în țară 90, imediat cum a fost posibil, ca să încerc să aduc și eu contribuția mea cât de mică la o România mai bună. Și fiecare acolo unde sunteți, chiar în străinătate sau în România, faceți lucrul ăsta, poate fără să vă dați seama, mai izbit de emoție comunitatea pe care au creat-o repatrioții, pe care îi felicit încă o dată pentru ceea ce au reușit și le transmit aprecierea administrației prezidențiale care a fost la început, dacă vă aduceți aminte, primul summit s-a petrecut la Cotroceni. Nu e întâmplător, poate, că primul luna diasporei s-a întâmplat în județul Suceava. Nu e întâmplător că sucevenii, acolo unde sunt, mă uit la Alina Balațchi, mă uit la Otilia Clipa, care a adunat împreună profesorii români din țară și din străinătate. Nu întâmplător, poate, sucevenii au o contribuție și mai mare și noi împreună cu ei să facem astfel încât România normală să ne facă să credem că avem cele mai multe șanse să devenim într-adevăr acea țară pe care o merităm și pe care Europa o așteaptă. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a încurajat participanții să promoveze Bucovina și să încurajeze investițiile în Bucovina. Consiliul Județean Suceava este prima autoritate din țară care a organizat Luna Diasporei. De asemenea, este singurul din țară care are un departament pentru diaspora. Mi-aduc aminte, 2016 am lansat acest proiect Luna Diasporei Bucovina. Unii m-au criticat, dar cred că am făcut niște lucruri interesante. Primul care mi s-a părut interesant a fost această agora de comunicare cu dumneavoastră, care de multe ori incomodă, pentru că acolo primești vrute și nevrute. Dar uitați-vă că am reușit să deschidem linia aeriene de pe aeroportul acesta al Bucovinei de Sud sau Sudului Bucovinei. Suceava, în ultimii ani, a crescut. Aveam 30-35 de mii de pasageri pe an. Anul acesta depășim 400 de mii. Ne ducem la jumătate de milion. Gândiți-vă, o zonă din nord-estul României, asta înseamnă dinamică. Și mult s-a făcut datorită diasporei. Când îi rugam pe cei din Londra, pe Alina Balaschi, căreia vreau să-i mulțumesc, pe cei de la Roma, acum așteaptă cei din Madrid, știu, așteaptă cei de la Bruxelles deschiderea de curse, pentru că noi acasă am modernizat aeroportul pe banii europeni. Sperăm să facem și șosele ca să veniți mai ușor acasă.
Altfel, e doar o poveste de simpozion, întoarceți-vă acasă. Eu sunt foarte realist. Întors-o acasă și investitul se leagă de infrastructură, de investiții. Aici trebuie să ne suplecăm, să dăm oameni politici mai buni, mai competenți, să concediem mediocritatea și să facem ceva mai mult pentru România. Îndrept cu un mesaj către dumneavoastră, cel puțin de început, ca rugăminte, să promovați Bucovina, care a devenit ca număr de locuri de cazare a treia destinație din România, după Brașov și Litoral. Deci noi avem undeva peste 17.000 de locuri de cazare. Posibilități ca oamenii să se simtă foarte bine aici sunt extraordinar de multe. Deci, în zona turismului, aș vrea să vorbim mai mult și să vă invit să veniți cu prieteni, cu parteneri. Putem organiza tururi chiar și gratis pentru presă, pentru operatori de turism, pentru că interesul este să facem reclamă Bucovinei să vină cât mai multă lume. Între speakerii summitului s-a aflat și suceveanul Constantin Boca, stabilit de 17 ani în Londra, acolo unde, alături de fratele lui, Nikita Boca, are mai multe afaceri de succes. Constantin și-a spus pe scurt povestea, afirmând că este extrem de mândru că a reușit să aducă acasă o parte dintre românii cărora le-a găsit loc de muncă în Marea Britanie. A reușit acest lucru deschizându-și afaceri și la Suceava. Am reușit, cred că, să ajut aproape 1.000, dacă nu mai mult, de persoane, de prieteni, colegi, să ajungă în Marea Britanie, să muncească pentru început la firma noastră. Și acum, tot cu ajutorul Dumnezeu, sper ca o bună parte din ei să îi conving să-i aducă înapoi în țară, pentru că chiar anul ăsta am reușit să-mi deschidă o firmă de construcții și în România. Deci de anul ăsta am reușit să deschid un branch, o divizie de construcții în România. Avem deja primul proiect aproape finalizat. Am reușit cu ocazia asta să aduc câțiva oameni dragi mie din afară, care abia aștepta să se întoarcă acasă. Da, asta e important. Sunt foarte mândru de asta. Sunt foarte mândru de asta și știu că, din păcate sau din fericire, am contribuit la un număr destul de mare de români să părăsească România și acum mă simt responsabil să fac ceva, să-i aduc înapoi.